plastărele. Iată un termen relativ nou pentru mulți, dar care pus în practică în mod corect aduce rezultate deosebite comunității. Cum putem organiza un plaster a fost prima întrebare adresată unui specialist care face performanță în domeniu, domnul Vaida Lai. În primul rând trebuie identificați acele persoane dintr-o regiune, așa, că sunt adeptul clusterelor regionale, da, cei care se implică și cred în dezvoltarea unui domeniu de activitate, cum este, de exemplu, balneologia. Nu? E un potențial extraordinar pentru România și pentru toată Europa, nu? Dar asta o primărie, un consiliu local sau un investitor privat nu poate să rezolve. Deci dacă nu există o conlucrare și o conlucrare adevărată, nu neapărat că facem bani din balneologie, nu. Deci să lucrăm la un concept și aici cei care contribuie la dezvoltarea conceptului, dacă se întâlnesc și sunt coordonați de cineva, de o entitate de management, atunci clusterul respectiv, atunci o să aibă succes. Așa. Trebuie să fie un inițiator, cel care crede în ceva, are o credință puternică. Pornim cu un crez, așa. Așa, deci asta este cel mai important. Ne fixăm scopul, caută colaboratori, uh-huh, și atunci împreună hotăresc că înființăm un cluster. Și clusterul este în fază incipientă, pe urmă trebuie să ajungă la faza de maturitate și când ajungi la faza de maturitate, atunci ești luat în considerare la nivel național și internațional. Așa că, de exemplu, clusterele noastre ce am dezvoltat în incubatorul de afaceri din Sfântul Gheorghe, da, acum sunt la faza de maturitate, așa, suntem notați la Bruxelles și participăm la proiecte internaționale, Horizon Europe, de exemplu. Derulăm 5 proiecte pe Horizon Europe, pe tema bioeconomiei, de exemplu. Acum suntem căutați de parteneri din străinătate, din Europa, și, de exemplu, avem un proiect unde avem din 17 țări, 17 parteneri. Deci trebuie să demonstrezi seriozitatea și implicarea ta. Nu neapărat ca să accesezi niște fonduri, ca să atragi niște fonduri. Este important și acest lucru. Dar trebuie să ajungi la o fază în care entitatea de management poate să reprezintă cauza ta, poate să reprezintă, de exemplu, să aibă o misiune, uh-huh, clusterul uh-huh, respectiv, yeah, să aibă o viziune, yeah, și să reprezintă într-adevăr valorile unei regiuni, valoarea țării, nu? Și cum am spus și aici, de exemplu, sănătatea ar trebui să fie prioritatea principală pentru următorii 100 de ani. Deci fără o populație sănătoasă, nu faci nimic. Mai ales deci că resurse avem. Resurse avem. Și aici, dacă creăm aceste baze de sănătate, unde cei care lucrează în stres, în condiții de stres, în mari orașe, în aglomerații, hai să creăm acele baze de sănătate unde aceste stațiuni cândva au existat și au avut acest scop, da? Unde veneau oamenii, s-au odihnit, s-au reîncărcat energetic și săptămâna următoare a putea să fie mult mai eficient. Și de acest lucru de odihne, de refacere, are nevoie omenirea, mai ales acum, când vin aceste... Stresul e din ce în ce mai mare. Exact, exact. Și dumneavoastră, practic, cu aceste clusteri încercați să veniți cu o prevenție, practic, în sănătate. De exemplu, deci de alternative. Uh-huh. Nu sunt împotriva turismului masiv, în schimb, aici vorbim despre un turism mai blând. Da. Da? Uh-huh. Și dacă țara asta are această posibilitate, de ce nu faci? De ce nu faci? Cine ne oprește? Cum pot fi totuși încurajați cei care vor să înființeze un cluster? Deci, eu, în primul rând, mă acces pe tineri. De exemplu, și doamna Matiuș, cum a terminat facultatea, a început cu această activitate, a crescut foarte mult, a terminat masteratul, acum face doctoratul, tot legat de acest domeniu. Și atunci, studenții care sunt la master, care sunt doctoranți, de ce n-ar putea să aibă o temă, o stațiune?
Și asta să fie multidisciplinar, de la arhitectură, arhitectura specifică. Și aici poate aceste stațiuni ar putea să fie tratate și din punct de vedere arhitectural, cultural, nu? Ce a însemnat aceste stațiuni? Mi-ați dat idei la dumneavoastră cu propunerea. Veniți cu... Mă gândesc la Slănic Prahova, că totuși e o stațiune extraordinară, da, care, da, din păcate, în acest moment nu mai este pusă în valoare așa cum ar fi fost și cum ar fi trebuit. Că aici trebuie tratat multidisciplinar, fiindcă este sărăcie, exact, foarte multe, da, cazuri, deci o problemă socială. Deci cum crede, cum înțelege comunitatea respectivă, din punct de vedere al mediului, că majoritatea stațiunilor din țară, 90% sunt în mediul montan, da, nu? Exact, în, exact, așa. Da, deci, da, trebuie o strategie specială pentru silvicultură în jurul acestor stațiuni balneare, fiindcă și aerul curat înseamnă foarte mult. Înseamnă, nu, tratament, de fapt. Deci ce este cel mai... aerul, că fără aer nu fără poți să trăiești 5, da, minute, nu? Nu ne gândim la acest lucru, că noi în România avem aer curat. Și atunci trebuie să tratăm ca atare. Apa curată, apa curativă, iarăși este un element foarte important, nu? Deci aceste elemente naturale trebuie să tratate ca atare, ca stațiune. Poate să fie integrată în, și în domeniul cultural, nu? Da, reprezintă o emblemă pentru România. Deci dacă merge în Israel, merge în Europa, stațiunile vechi sunt cunoscute. Deci am fost la aceeași nivel cu Carlo Vivari cândva, da, cu aceste stațiuni. Da. Acum 150 de ani, înaintașii noștri au reușit și noi cu atâta școală, cu atâția tineri foarte, foarte, foarte valoroși, nu suntem în stare acum să vorbim despre un concept național sau aducând la nivel regional în fiecare regiune, de ce nu este o prioritate, prima prioritate? Că dacă vorbim de Valea Oltului, în județul Vâlcea, câte, da, stațiuni importante. Da, dacă vorbim aici în zona Muntenia, de la Amara până la Mare, câte la Techirgul, câte posibil Slăinică Prahova. Dacă vorbim de regiunea Nord-Est, Slăinic Moldova, Târgu Ocna, toate stațiunile din Moldova și fiecare regiune are alt specific. Corect. Altfel arată, corect, nu? Corect. Și atunci, de ce să nu fim mândri de identitatea locală, ce avem? Și, nu, dacă pornim de la aceste idei și avem parteneri, atunci neapărat trebuie gândit în clusere. Clusterul înseamnă o colaborare adevărată și sinceră. Sinceritatea este importantă. Cum încurajați tinerii? Păi să se documenteze în primul dumneavoastră? Da, da, da. Și noi suntem deschiși. Am participat la înființarea clusterului Sud-Muntenia, la Amara, la Turda, pentru regiunea Nord-Vest. Cu domnul Cepoi am vorbit și pentru regiunea Nord-Est, de exemplu, unde iarăși există posibilitate. Ținem legăturile cu majoritatea ADR-urilor, regiunea Vest, iarăși, zona Herculeană, Buzia, și iarăși este o zonă foarte importantă, așa că fiecare regiune are potențial mai mult și Ilfov București. Deci peste tot există, nu? Voință trebuie, credință și trebuie și colaborare. Și colaborare adevărată și sinceră. Și colaborarea să nu se bazeze pe bani. Nu? Nu, nu banii sunt importanți aici, legătura oamenilor. Pe interes și înțelegere. Înțelegere și implicare. Dacă vrei să faci ceva pentru această țară, atunci se vei implica. Da, și se poate.